Asculți voci care mișcă la Radio Terra Nova, pași spre cunoaștere. Bună seara, dragi ascultători! Sunt Cornelia Sângiorzan, consultant și coach în direcția de business și vă prezint emisiunea Voci care mișcă. Începând de astăzi și în fiecare vineri de la ora 17.30 la Radio Terranova. În această emisiune îmi doresc să învățăm bunele practici din experiențele personale, profesionale și de viață ale invitaților, pe care să le aplicăm în viețile noastre, dar și să le dăm mai departe devenind adevărate voci care mișcă. Astăzi vom vorbi despre provocările de zi cu zi ale unui antreprenor. Alături de mine este Adina Mureșan, antreprenor. Bine te-am găsit, Adina! Bine te-am găsit, Cornelia. Mă bucur să fiu la Academia Teranova și să vă spun din experiența mea. Îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat invitația mea. Aș vrea să te întreb, Adina, cine ești tu? Asta e tot timpul o întrebare provocatoare. Cine sunt eu? Aș putea să mă definesc prin rolurile pe care le am aș putea să mă definesc prin rolurile pe care le-am îndeplinit în decursul timpului. Aș putea să mă definesc ca femeie, ca mamă, ca soție, dar pentru că suntem aici împreună și pentru că aceasta este tema de astăzi, mă definez ca antreprenor. Cred că am fost antreprenor din totdeauna. Poate cu mult înainte să existe cuvântul ăsta în Peisajul românesc, să zicem. Poate am fost antreprenor când eram adolescentă și mi-am dorit să, ni să realizez niște mici obiecte decorative cu mâna mea. Poate acela a fost primul meu pas. Dar în vremurile astea, mai actuale, să zicem, am avut prima firmă în anii 90. Niște, sau într-o perioadă foarte provocatoare. Atunci se inventau și legile, nu existau reguli, nu aveai la ce să te raportezi, internetul era aproape inexistent, nu aveai modele, sursele de informație în domeniul ăsta erau extrem de reduse și atunci. Ce făceam pe vremea aia, cu toții tineri fiind, ne, nu ne reinventam, ci ne inventam. Și am inventat o firmă. Am fost foarte provocator. De la zero. De la a, cum să îți găsești furnizori, la ora era o provocare, de la a, cum să-ți găsești niște angajați, pentru că pe vremea aia aveam 20 și ceva de ani și ideea asta de a avea niște angajați era și asta era nouă. De la a cum să dai formă unei idei din mintea ta și să o transformi într-un serviciu sau într-un produs, totul ar trebui inventat de la zero. A fost foarte provocator. Sunt convinsă că în acele vremuri a fost uh, o adevărată provocare să dezvolți un business. Așa să te întreb dacă spiritul antreprenorial l-ai moștenit sau l-ai dezvoltat? L-am uh, dezvoltat, dar foarte interesant este că pe vremea când eu îmi dezvoltam prima firmă, mama mea aș dezvolta și ea propria firmă. Da, și făceam cu totul altceva, în localități diferite, cu concepții diferite, totul era diferit. Dar uite că nu m-a întrebat nimeni lucrul ăsta niciodată. E surprinzător și nici n-am văzut niciodată propria mea creștere sau dezvoltare din punctul ăsta de vedere, dezvoltându-mă în paralel cu mama mea. Îți mulțumesc că m-ai întrebat, că nu m-aș fi gândit. Cu mare drag. Mă bucur că ai împărtășit cu noi această experiență, Pănuiesc că nu era vorba de concurență între tine și mama ta având domenii diferite, concepte diferite. Nu? Nu, n-a fost nici nici vorbă. A fost doar uh, sprijin reciproc. Din partea mamei a fost sprijin moral, m-a susținut din totdeauna, deci nici nu se pune nu se pune problema. Care crezi că au fost cele mai dificile provocări pentru acele vremuri pe care le a întâmpinat ca antreprenor la 21-pic de ani? Și spun asta pentru că sunt tineri, din ce în ce mai mulți tineri la această vârstă, care își doresc să-și implementeze un concept, o idee, un produs, să ajute oamenii. Ce provocări crezi că ar putea să apară la 20 un pic de ani? Eu cred că unul din cele mai importante lucruri în momentul în care uh, începi o afacere, este că la început ești singur, ești doar tu singur. Și atunci tu trebuie să fii uh, șeful afacerii, administratorul afacerii partea contabilă, marketingul și mai știu eu care nu le-am numerat acum, dar trebuie să fie de toate. Și cel mai provocator în partea asta este faptul că trebuie să treci rapid și frecvent de la un rol la altul. Eu cred că este extrem de important ca oricine care dorește să înceapă o afacere acum sau în orice timpuri, acum 10 ani acum, 20 de ani acum, 30 de ani și și peste 30 de ani eu cred că o să fie o constantă. Lucru ăsta că trebuie să treci de la una la alta. Știu că există conceptul ăsta de multitasking. Din câte am observat eu pe persoana mea și pe cei din jurul meu, multitasking-ul este de fapt o trecere rapidă de la un rol la altul. Și tot așa din ce eu am observat a fost că această trecere este extrem de consumatoare de energie, extrem de consumatoare, pentru că faci acum ceva, să zicem că te ocupi de aprovizionare, da? îți cumperi pentru firmă diverse lucruri, indiferent că pentru birou sau pentru producție, nu contează, faci aprovizionare, bun, ai terminat cu aprovizionarea, brusc trebuie să treci la marketing. La marketing, să zicem că suntem în 2024, ne ocupăm de marketing. Nu no, bun, ce facem? Păi luăm internetul, ne uităm, mai facem un curs, mai citim nu știu ce, ne mai promovăm, nu știu cum. Deci în cu totul și cu totul alt domeniu, care îți cere o cu totul și cu totul altă energie din foarte multe puncte de vedere. Bun, terminăm cu marketingul, după aia trebuie să ne ocupăm de actele firmei, că este inevitabil. Deci nu putem să lucrăm fără acte. Și atunci eu nu mi-aduc aminte vreun antreprenor, cunoscut, prieten, ce vrei tu, care să fi zis vreodată că actele contabile nu sunt nicio problemă, se rezolvă într-o jumătate de oră, te așeze la masă, ai făcut actele și a plecat. Nu! Toată lumea spune, știi, of, contabilitatea niciodată nu mi-a plăcut să țin evidența, să fac ceva cu hârtiile, trebuie să mă duc la contabilă, nu-mi place. Asta spune toată lumea. Îi spunem, cum o să te... Deci, în momentul în care tu îți inventezi firma, trebuie să te gândești cum o să faci să te ocupi de actele contabile. Nu poți să te gândești de la bun început că o să angajezi pe cineva pentru că prima dată trebuie să știi tu singur, din propria inițiativă, cum se face partea elementară sau primară a contabilității dintr-o firmă. Deci nici vorba să te gândești de la început că o să delegi pe cineva, numai mai peste niște pași atunci poți, dar la început nu poți. Și atunci, asta îmi vreau să zic, trecerea asta dintre roluri, de la aprovizionare, la marketing, la contabilitate și la toate celelalte, este extrem de provocatoare. Așa că dacă te apuci să fii prevenit sau să fii prevenită, că va trebui să faci toate acele lucruri la început tu înainte să angajezi pe cineva. Exact. Și în momentul în care angajezi pe cineva, e nevoie să ai oarecare cunoaștere vis-a-vis -vis de acel uh, sector al firmei tale pentru a verifica dacă contabila nu a omis ceva, uh, nu a uh, Încheiat ceva, dacă nu a trimis ceva la timp, e nevoie să verifici tot ceea ce se întâmplă în propria ta firmă. Și, după cum ai menționat foarte bine, înainte de a începe o afacere, e nevoie să fii informat, e nevoie să fii documentat, și mai presus de asta, e nevoie să. Te gândești că trebuie să te adaptezi constant, trebuie să iei decizii rapide, trebuie să, probabil, să riști, dar trebuie să înfrunți tot felul de perioade ale timpului, tot felul de factori externi, și atunci adaptarea reprezintă un element foarte important pentru antreprenori sau pentru viitorii antreprenori. Aș vrea să te întreb de asemenea cum ai reușit tu să. Îți construiești echipa. Echipa. Ce bine că m-ai întrebat, că asta îmi place să-ți spun. Vreau să spun. Cum îmi place mie să angajez pe cineva? Cel mai important lucru pentru mine, în momentul ăsta, în care angajez pe cineva, este să-l întreb ce-și dorește de la viață. Pentru că dacă eu cu persoana din fața mea nu ajungem la, un, la o concluzie comună, atunci nu cred că putem lucra împreună. Și dacă eu nu, nu aflu de la persoana respectivă și nu reușesc să ascult, atunci n-am ce să-i ofer. Pentru că în orice relație, între un angajat și un angajator, există două persoane ca în orice relație. Angajatul și angajatorul. Dar, hai să ne ascultăm cuvintele. Mă angajez. Eu sunt un angajat, mă duc să mă angajez la o firmă în care ce fac? Aduc ceea ce sunt eu, ceea ce știu eu, ceea ce simt eu, ca aport pentru firma respectivă. Ok. Cealaltă persoană, eu sunt angajatorul. Ce fac eu în relația asta? Mă angajez și eu la rândul meu. Să-ți ofer niște condiții, să-ți ofer o idee, să-ți ofer un mod de lucru și să-ți ofer o recompensă materială, astfel încât tu să fii mulțumit și să-ți aduci aportul la ideea și la firma mea. Dacă astea două condiții nu sunt îndeplinite, nu văd cum am putea să lucrăm împreună. Și atunci, din punctul meu de vedere, în momentul în care. Angajez pe cineva este o relație reciprocă, la fel de valoroasă, și din partea mea, și din partea angajatului, asta e una. Și, doi, trebuie să ne recunoaștem reciproc ca persoane valoroase. Nu există exploatare, nu există nici nu știu ce alte cuvinte, pentru că eu n-am cum să văd lucrurile decât în felul ăsta. Eu îți dau ceva, tu îmi dai ceva și ne întâlnim la mijloc. -i, ăsta e singurul mod în care eu pot să angajez pe cineva. Deci ar fi ideal ca la interviu, în procesul de recrutare și selecție, angajatorul sau persoana responsabilă de la resurse umane să-i prezinte candidatului valorile firmei. Exact. Exact. Asta e cel mai important lucru. Pentru că altfel, respectivul sau respectiva candidată nu o să știe ce se așteaptă de la el sau de la ea. Crezi că ar fi relevant ca uh, candidatul să adreseze și el la rândul, uh, la rândul lui întrebarea ce planuri aveți peste 5-10 ani? Să adreseze această întrebare angajatorului. De regulă, angajatorul între, întreabă candidatul dar vezi relevant și această întrebare pusă din perspectiva candidatului? Da, ar fi o întrebare foarte bună. Foarte bună. Și angajatorul, de ce, nu de ce să nu-i spună? Nu? Eu dacă sunt firmă, am un plan, mă gândesc ce fac cu firma, mă gândesc cum să-mi creez veniturile, mă gândesc cum să-mi adun clienții, care e piața, mă gândesc la mulțime de lucruri. De ce să nu-ți spun? Pentru că până la urmă, ca și angajat, trebuie să dai mai departe valorile mele. Eu dacă nu ți le spun sau nu-ți spun planurile mele, atunci ce dai tu mai departe? Da, ar fi o întrebare foarte bună. Și cum ar reuși uh, antreprenori sau uh, uh, directorii din, uh, din cadrul unei companii să-și dezvolte această reziliență pe piața muncii? Adoptă unele inovații, se reinventează, țin cont de modificările și de schimbările constante care apar în secolul în care ne aflăm, din punct de vedere legislativ. Acum, partea asta cu legislativul și cu vremurile. Da, există și diverse companii și diverse persoane care se pricep bine pe partea asta au analizat-o pe toate fețele. Ce vreau eu să-ți spun este o latură, să zicem, emoțională a, a, a relației dintre angajat și angajator. Eu cred că piața muncii ar trebui să se reformuleze cu totul, radical. Pentru că nu se mai potrivește cu vremurile. Asta e varianta scurtă. <laughs> Dar hai să luăm un pic mai pe larg. Și de ce? Uită-te că tinerii, de ce am o fică care are 20 de ani, da? Ea se inventează acum pe ea însăși. Își inventează viața ei viitoare. De asta eu sunt așa de sensibilă la subiectul ăsta al modului în care se lucrează, pentru că mă gândesc ce o să facă fica mea în viața ei următoare, în care va fi angajată sau antreprenor în felul în care ea o să decidă și ce o să se întâmple cu viața ei, practic, ca și tânără. Ei, de asta zic că eu cred că ar fi frumos ca toată piața asta muncii, care are și așa o denumire, piața muncii, ar fi frumos să se reinventeze, ar fi frumos să devină mai flexibilă, ar fi frumos să se reinventeze, nu pornind de la muncim 8 ore sau câte ore de muncă are săptămâna, ci de la ceea ce ne dorim pentru viețile noastre. Și atunci, eu cred că într-adevăr, există niște joburi care implică o, o foarte multă cantitate de muncă fizică sau practică, să zicem de genul lucrătorii din servicii, de la restaurante, de la avioane, de la ce știu, diverse, care nu cred că pot fi înlocuite 100%. Astea mi este greu să, să mă gândesc cum ar putea fi reinventate, dar există o mulțime de meserii care acum se inventează. Există o mulțime de servicii care se pot face în feluri diferite față de de cum s-au făcut până acum. Uite, cine ar fi crezut, de exemplu, că acum 20 de ani, cine ar fi crezut că există conceptul ăsta de birouri pentru coworking sau mai știu eu ce? Asta nu exista, nu? Și s-a inventat. Așa că, mai știi, avem toată viața înainte să inventăm ceva nou și mai bun pentru muncă. Da, și multe profesii s-au inventat în secolul 21 în care ne aflăm astăzi, cum este și acea profesie de creator de conținut, de social media marketing, de business online, ai oportunitatea de a-ți dezvolta business creat legal în mediul online, să obții clienți din toate colțurile lumii, să um, să îți dezvolți business-ul într-un mod creativ, într-un mod inovativ, ceea ce pe vremuri sunt convinsă că lucrul acesta nu exista. Aș vrea să te întreb de asemenea care sunt valorile și principiile tale de bază care te ghidează în domeniul antreprenorial. Cel mai important lucru pe care îl consider eu pentru uh, un antreprenor este că un antreprenor există dacă are clienți. Și atunci eu cred că ideea de bază a unei firme sau ideea de bază a firmei mele, indiferent ce activitate desfășor eu în direcția asta, este să ofer valoare clienților. Pentru că dacă nu, atunci firma nu există. Așa este, în fond și la urma urmei, clienții îți spun concret dacă firma ta va fi sau nu sustenabilă pe viitor. Aici trebuie să încheiem emisiunea de astăzi. Îi mulțumim cu recunoștință Adinei pentru toată valoarea pe care a adus-o în cadrul acestei emisiuni și o mai așteptăm cu mare drag la Radeteranoi.